Te vă pup! Ia să vedem cât de ce frumos! Extra, chiar că asta-i pohta ce-o pohtesc eu! Aici e dublă pohtă, de multe ori și de România Mare! Wow. Te pup, Andreea. Mulțumesc. Cadou de mașină. Hai, lasă-l-o. Deci, da. Domnul din Buftea, artizanul. Da? Mulțumesc din suflet. Am dat și mesaj, dar nu m-a... Sunt mii de mesaje, fraților. Fii atent, la Târgu Jiu luasem autorizație de o săptămână. Și după declarația mea politică de marți, e chemat domnul Fugaru, președintele Gorj, la jandarmerie și la primărie. Domnul Fugaru, ați auzit ce declarație a făcut șefa dumneavoastră de la București? Da, domne! Păi a zis că rupe picioarele autorităților. Da, domne, e o simbolistică. Nu, domne, că era furioasă. Ce faceți voi duminică la Târgu Jiu? Domne, eu nu fac nimic, eu nu știu doamna ce are în cap. Noi aducem jandar de peste tot. Dar nu e cazul. Da, e cazul. Și au fost la jandar, dar mă bucur că au manifestat și ei cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet tuturor celor care ați venit, pentru că am zis așa, facem un protest... lasă-mă, că nu e rău național... Noi tot... Oamenii de stat că sunt în viață. Da? După declarația care ați făcut o rândul trecut, sunteți în rău național. E frică să nu pățiți ceva. Să știți că e mai periculos un om după ce moare. Uitați-vă spiritul lui Avram Iancului, Tudor Vladimirescului, Mihai Viteazului, Ștefan. Uitați-vă al lui Vlad Țepeș. Sunt foarte importanți după ce au murit. Eminescu nu mai vorbim. Pe ei nu-i mai poți opri, pentru că deja sunt morți. Ce să-i faci? Să-i interziști? Cu cât interziști mai mult, cu atât îi caută lumea mai mult. Da? Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, domnul Ciolacu, că mi-ați închis celălalt live. Se vede cât de fătălău ești. Da, domnule Ciolacu, atunci când te aperi, când ți-e frică de o femeie și o faci mincinoasă ordinară, pentru că dacă tu crezi că eu te-am iertat doar că mi-ai dat mie un telefon seara să spui că-ți pare rău că te-au apucat dracii, băi, știi de câte ori mă apucă pe mine dracii pe voi? Da? Băi, mă cam abțin, să știi. Da? Vezi, Diana, că este foarte pixelat și e ciudat, pentru că nu înțeleg de ce se întâmplă treaba asta. E clar că e un bruiaj. Da, au făcut jandarmii. Da, da. E pixelat. Există acolo, uite, în partea aia. În partea aia, fii atent. Deci una e acolo. Acolo. Da. Da? Și una este acolo, după guvern. No, da? Deci au băgat o mașină de goniometrie, da, care da, pixelează. Da, da, pixelează, nu bruiază. Nu suntem 100.000 de oameni ca să zici că pică semnalul, că nu rezistă celula. Băi, da, deci e o șmecherie făcută de ei. Și, Luis, hai să arătăm că noi am venit să apărăm și agronomia și fermierii, da? Și zootehnia aia pe care nu o mai avem, e mai e de subzistență, efectiv. Eu ce se uită la mine? Da, mamă, te apăr. Înțelege tot. Înțelege tot. Ești o fată deșteaptă. Nu face treaba, îmi numără oile, îmi numără... Nu, ăla e un om, îi număra ouăle. Da, acum nu mai are ouă ce să numere, că s-au dus naiba. Le-a luat Năstase pe toate. Îmi citesc dacă au cu ce, că de obicei de câte ori au venit, n-au avut un instrument capabil sau personal capabil să citească cifurile de la căței. Mai avem unul acolo, ia uitați-l. Avem și găina, doamna Cucăișă. Am adus găina. La Suceava o să ajung foarte curând, cred că până la sfârșitul anului. Nu pot să spun decât curaj și ieșiți odată împotriva lor. Că și la Suceava aveți acolo o clică nenorocită împotriva cărora trebuie să luptați. Dacă ieșim peste tot în stradă, credeți-mă, SOS România a luat autorizații, n-am nevoie de autorizații. Am declarat aceste manifestări în fiecare zi. Ieșiți odată în fața prefecturilor și primăriilor, în fața instituțiilor statului român, pentru că și-au bătut destul joc de noi. Mă uit aici, văd niște tineri. Bine ați venit, dragilor! Da? Bine ați venit! Mulțumesc! Hai să vă pup! Mulțumesc! Vă pup! Facem o poză! Hai să te pup mai întâi! Doamne ajută! Uite! Imediat!
Problema este alta. Tinerii ăștia n-au nicio șansă în România. Ai vreo șansă? Nu știu. Câți ani ai? 17. Da, nici eu te-am filmat, că știam că ești minor. Tu? La fel. Mulți înainte. Sunteți la liceu, nu? Da. Sunteți din București? Da. Și sigur vă gândiți să plecați. Eu sigur. Ha? Eu. Ce vrei să faci? Cred că computer science. Informaticieni amândoi. Informaticieni? Da. Foarte tare. Și ați avea perspective în România? Da, vreau să mă întorc. Ha? Cred că o să mă întorc. Cred că se pot face lucruri în țara asta. Crezi? Da. Sunt convins. Cu ăștia nu se poate. Trebuie schimbați total. Cu cine, doamna, așa că? Cu noi. Cu voi. Cu oameni tineri care cu să știe. Tineri sunt de acord. Da? Rest, n-am o opinie foarte de... schimbată față de noi clasa eram mai politică mult din România actuală. Deci, păi nu, clasa politică trebuie schimbată total. Asta încerc să vă spun. Da? Noi venim din civic. Că clasa politică trebuie să înțeleagă că s-a cam terminat cu stilul lor. Da? Uite, de exemplu, un prim-ministru normal la cap, dacă nu era el aici, măcar un consilier, un director de cabinet, unul dintre cei care răspund de comunicarea cu guvernul, trebuiau să coboare aici și să vorbească cu oamenii. Băi, frate, despre ce e vorba? De ce manifestați? Haideți să discutăm. Așa se întâmplă într-o țară normală. Hai să facem o poză. Hai. Hai. Nu așa, că ai contrajur. Inters. Așa. Așa. Hai mă, că știu. Vă urez succes și sper să rămâneți în țară sau să vă întoarceți. Da. Rămâna, uitați. Nu, asta de ziua lumea asta. Ah, mulțumesc din suflet. Ce frumos. Vă mulțumesc că existați. Și eu vă mulțumesc că existați. Vă pup. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. El este aproape non-stop pe TikTok. Da? Da. Toată lumea s-a mutat pe TikTok. Pe acolo, că acolo milioane de oameni pe secundă. Vine din da. Din satul mare. Din satul mare ai venit? Da. Doamne ferește, mă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Mulțumesc din inima. Mulțumesc. În satul mare e bine? Sunt județ, lângă Carei. Nu, nu, dar în Carei. E bine da. Pentru români în Carei? Eu zic că... Mai avem ansamblu statuar? Încă îl mai avem? Sau deci, tot așa se urcă pe el deci și scuipă? Eu am fost și atunci când a fost doamna președintă din Ungaria acolo și am încercat să facem o liniște așa, că totuși erau niște... Așa. Erau niște... Am plecat de acolo că chiar trebuia să ies din țară atunci. Și am înțeles că au fost niște scandaluri, mai mici așa. Așa. Dar gândiți-vă că am stat între unguri și între români. Deci și... eu vorbesc și ungurește cât am. Foarte bine. Și am stat așa să... Sunteți și etnic maghiar sau doar român? Eu? Da. Eu sunt și maghiar și... Da, mixt. Da, da, știu că am vorbit cu mulți și sunt foarte multe familii mixte. Da, și da, cum da. Vedeți voi din familiile mixte rezolvarea problemei? Eu zic că e bine între familii, eu zic că totul e politic și Ungaria Mare e doar pentru vot. E doar de vorbă, nu? Ca să-și... Da. A, pentru voturi? Da. Atât? Atât. Și își bat joc de oameni pentru voturi? Atât? E politică. E politică. Politică. E politică. Și nu credeți că ar trebui să schimbăm politica asta? Să nu mai învrăjbim atâta oamenii? Ba. Am vorbit și cu băieții... Ce ar trebui să facă jumătatea dumneavoastră maghiară și jumătatea română din dumneavoastră? Să se anihileze una pe alta? Eu zic că avem granițe, da? Hai corect. Să fim vecini. Corect. Și să, să ne respectăm, nu? Da, să ne respectăm și să îndreptăm armele spre un dușman comun. Care corect. Uite, ăla e. Ăla e. Exact. Că e reprezentantul nouă ordini mondiale exact. În România. Exact. Corect? Exact. Dragi etnici maghiari, dragi etnici mixti româno-maghiari și nu numai, din toate minoritățile care există în România, ați auzit vocea unui român care este jumătate etnic maghiar, jumătate român. Și asta este exact ceea ce vă spun și eu. La cum ai prima oară când îl văd, nu știam de existența dânsului. A venit de la satul mare și îi mulțumesc din suflet. Ați văzut ce a spus. Atenție, uitați ce a spus. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă. Avem un singur dușman comun, care este această noua ordine mondială, reprezentată de acest guvern de trădători și de parlamentul ăla de trădători, nu că nu vă vedeți. Așa. Și este singurul lucru împotriva căruia trebuie să luptăm. Și în rest, tot ceea ce se întâmplă cu Ungaria Mare și așa mai departe, omul v-a spus clar. Este exclusiv o chestiune politică, sunt granițe, suntem în Uniunea Europeană și este doar
pentru voturi. Da. Se folosește acest lucru și pentru voturile din Ungaria, cât și pentru voturile din România. Este un joc politic între UDMR, PSD, PNL, USR, AUR, PMP, ALDE, Pro-România și toți care s-au perindat. Da? Pe războiul oamenilor din interiorul României, ei și-au clădit imperii. Asta este adevărul. Diana, animalele foarte... l-au deranjat pe Ciolacu în momentul de față, s-a dat dispoziție către jandarmerie să fie chemată poliția animalelor, că noi oferim rele tratamente animale. Da, 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 bine, hai dă-te la o parte, dar abia aștept să vină, da? Și bun. Am un mesaj pentru domnii de la poliția animalelor, având în vedere că au venit la mine de 100.000 de ori, știu unde este adresa, dar un singur semnal le dau să-și procure un cititor de chipuri pentru... Hai să vezi ce cu uă îi luăm noi de aici. Da, și să, hai să vezi ce cu uă îi luăm noi. Și să încerce să-și facă treaba acolo unde este nevoie, pentru că atunci când faci abuz de funcție, știți, este o chestiune penală, atunci când încerci să intimidezi, atunci când încerci să faci... Deci nenorocitul ăsta de Ciolacu, da, mor de frica unor femei, și unor... Ia uite, Ciolacule, ce supărată e găina pe tine! E găina neagră a doliului! E corelație directă cu el! Dom'le, asta se dă peste mormânt, frate! Nu mai zice, ia! Ciolacu! Băi, Ciolacu! E deja paralizată! E terminată! Ia uite, mai prins! Mai prins! Jos, Ciolacu! Jos, Ciolacu! Jos, Ciolacu! Jos, Ciolacu! Jos, Ciolacu și guvernul de trădători! Eu de-abia aștept, stai așa, ia, cine-mi ține și mie astea? Așa, mă, mică, da, așa, așa! Nu, ea e bine, stă bine, dar are și ea punctul ei de vedere! Corect! Corect! Vezi că, Ciolacule, vezi că e în perioada aia nasoală găina! Ai grijă, ai grijă, nu, mamă, îl facem pe el. Am și eu un mesaj pentru poliția animalelor. Marș de aici. Ascultați ultima mea declarație politică, pentru că mie că o pun în aplicare cu voi. Da? Unde ați fost, da, când erau cai? Da? Morți de foame și au murit nu știu câte zile. Exact, exact. Ei erau cu vaca pe Lucernă. Dar când distrugeți zootehnia și distrugeți tot ceea ce înseamnă creșterea animalelor, unde sunteți nenorociților? Dar ăștia de la NSVSA, când ne aduc ăștia din străinătate mâncare proastă, modificată genetic și așa mai departe. Deci atenție ce faceți! Dacă văd vreun picior de poliție animal aici, credeți-mă că vă dăm afară de pe acest scoar. Iar dacă vă vreo amendă, venim peste voi. Venim peste voi să ne spuneți și nouă unde-i legea aia în care eu n-am dreptul să vin cu o capră pe stradă. Eu nu mai am, ne-ați luat toate terenurile, ați distrus agricultura, nu mai avem cu ce să hrănim capra. Așa că am venit să mănânce tot ce mai e pe aici pe la guvern, da? Pentru că nu mai e iarbă, nu mai sunt frunze, nu mai sunt copaci și nu mai e nimic. Diana, da? Memoră animalele, pentru că nu se mai găsește decât porumb care vine din Ucraina, modificat genetic. Nu am avut timp să venim cu restaurantul. Am înțeles, da, da, mulțumesc, da, din suflet. Da? Am venit și eu de undeva. Te pup. Cred că ți-a adus și aminte de mine. Da, uite-o, ia uite-o aici, pe Amalia. E cu animalele. Da. Se aduce aminte de mine. Ți-am, da, dat mesaje și pe numărul tău de telefoane în continuare. Și aseară ți-am dat. Nu, doar pe SMS, nu, pe WhatsApp. Nu știu, deci dar la toate răspuns să știe pe SMS. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Eu am fugit dispre, pentru că am fugit de departe eu acum. Așa? Sunt un pic emoționat, că nu oricând te văd pe tine. M-a revoltat imediat. M-a revoltat foarte multe chestii despre tine. Diana! Diana! Am fugit emoții acum. Diana, uite, eu ți-am trimis multe mesaje aici. Tot ce ai făcut tu... Eu nu știu pe ce telefon am trimis tu. Tot ce faci tu... Că pe unul nu mai am WhatsApp. Numai de credință îți trimit, nu de politică. Îți trimit toate felurile de oameni care... Pe WhatsApp? Da, am 4700 de mesaje.
Vreau să-ți mulțumesc. Ce mai pot mai descrie? Mai port să-i cruciulița da, de la mine. Da, la da, copilor da, fani. Da, da. Amalia, îți mulțumesc pentru tot ce faci, mai ales al arte seară, te-am văzut. Am stat până la 5 dimineața pentru tine, nu pentru ea, pentru tine, cu vacile, cu porcile. E frumos că stai la țară. Te-am urmărit. În fiecare zi te urmăresc. N-ai vrea tu să fii ministerul animalelor? Eu îți pun o întrebare. Vreau să înțelegeți un singur lucru. Nu vrei să dai o clasă la politicieni? De ori. Eu nu am nicio culoare politică. Eu Bye. Aici vin exclusiv ca cetățean român. Sunt o simpatizantă și am aceeași mentalitate ca și doamna Diana Șoșoacu. Amalia, coloana vertebrală sus. Eu doresc să rămân în această țară ca să-mi cresc copii, ca să-mi cresc animalele, ca să pot să-mi dau un sens vieții, că mi-am adus soțul cetățean no. străin care este ar putea să te rog frumos, Italia, știu mai multe decât tine și nu știi ce aranjament am eu. Deci te rog frumos, încetați odată. Să ne norociți ăștia din spate și să-mi spună, n-ai voie cu cash, n-ai voie cu porci, n-ai voie cu lapte, n-ai voie cu capra, dar ei au voie pe să pună pe toată lumea capra, ei nu au voie decât... Ajut pe toată lumea, am luat la mine în casă și la mine la fermă pe toți. Și știți ce am făcut? Am primit reclamație că de ce le fac la atâția oameni buletin pe proprietatea mea? Deci nu este posibil să mai răbdăm voi toți românii care stați acolo și dați cu hate, dar voi vă gândiți că sunteți slugile Europei. Vă duceți și ștergeți la fund, cu tot respectul pentru meseria pe care o faceți, vă duceți și ștergeți la fund toți italienii de 800 de ani și pe bătrânii voștri lăsați să moară de cancer în România. Bătrânii noștri mor pentru că nu au posibilitatea la o medicație corespunzătoare. Nu avem spitale. De fiecare dată când avem un incident și se repetă... Întoarce-te un pic cu spatele să văd ce scrie. Zi. Dacă voi nu mă vreți, eu nici atât. Excelent mesaj. Excelent, bravo, bravo. Diana, fă ceva pentru copii orfani, că am venit cu niște dovezi spre amenda, am primit-o pentru că am vrut să vin la tine. Face ceva pentru noi orfanii, noi vrem să facem și noi ca voi. Da? Amenzile una după alta, spre am venit cu ele. Vă amendează tot timpul. Și la Constanța, că am vrut să vin după o colegă de-a ta. Se pare că și acolo se fac proteste alarterea mea. În fiecare județ am luat, am notificat primăriile. Cu dosarul, pentru că eu vreau să fac ceva pentru tinerii din casele de copii. Mulțumesc și soțului tău. Și mi se rupe undeva de aur ce a spus de tine, că ai băgat cod un financiar. N-am băgat în absolut nimic. Cred că știi povestea. Vreau să vă spun doar atât. Asta e un partid și partidul funcționează asta după legi clare. Toți parlamentarii, ce vă spun aici. Diana, Amalia, ascultați doar atât ce vă spun. Există un proverb, ceea ce zarului și al lui Dumnezeu este. Milioane de copii orfani vor să spună ceva, dar nu au perdea încă de parte dată. Dacă Diana va deveni mâine o doamnă a statului român, dintr-o închietură, din unchiul capului, guvernul, dacă are și un copil orfan, în guvern se îngenunchează doar dintr-o vorbă, să le spunem doar atât. Dragi parlamentari, este momentul să vă treziți ca să nu vă trezim noi din casele de copii cu altfel de lecții. Corect. Este momentul să vă spunem, să vă dăm sub centură. Dacă nu va îngenunchea Diana, românii, cred că este cazul să ieșim toți din casele de copii în fața parlamentarului. Corect, bravo! Și să spunem ce avem. Două tabere, anul Diana și casele de copii. Cred că este cazul să luăm atitudine și noi. Am stat prea mult pe TikTok. Pentru numele lui Dumnezeu, treziți-vă! Dacă mâine se va lua internetul, vă spun că toți sunteți în stradă, că nu mai aveți pe ce Corect. Să stați. Dacă mâine se va lua dreptul la restaurante, la jocuri, la parcuri, la orice, unde credeți că o să veniți? Revolta va fi în stradă. De ce nu se va trezi poporul? Că au prea multe? Nu. Într-o zi vom avea ca și alții. Să nu mai avem papuci, restaurante, stăm la corturi și mâncăm de unde apucăm. Dragii mei, cred că nu este cazul să mâncăm din corturile militarilor, ci să mâncăm din banii noștri, din truda noastră și să nu fim falși în fața lui Diana, toți de aici vă spun. Nu mai apărați numai când o vedeți pe Diana. Nu trebuie să vă spună Diana, treziți-vă dracu, o văd într-una pe TikTok cu schizofrenie care o am eu, mă revolt,
și nu mai pot să o văd când țipă în continuu, când țipă, când țipă, țipă. Băi, fraților, vocea dânsei poate se trezește nu numai pe noi. Europa, China, Thailanda, Japonia, Canada, Spania, Italia. Fraților, nu-ți spune nimeni la violențe. Dar nu mai o puneți pe această doamnă într-o situație în care ea vorbește pentru tot poporul. Bun, o înțeleg, e parlamentar. Chiar nu vine milă de gâtul ei, mai ales de colega ei, de bărbatul ei. Ce văd eu pe TikTok e altfel de lucrurile. Voi nu intrați pe site-urile care trebuie. Băi, fraților, nu mai o puneți într-o situație în care rămâne fără voce atunci când trebuie să spună ce trebuie să spună la Parlament. Treziți-vă! Nu mai stați doar să ne vedem pe TikTok, să vedem câte like-uri avem. Oameni buni, ea nu doarme noaptea la 5 dimineața, ea face live-uri, nu știu, cu un băiat la televizor și cu o doamnă într-o televiziune, la realitatea. Băi, oameni buni, voi știți că ea n-are somn, nu țin cu ea. Ea n-are somn pentru... Ea e mesageria noastră, cum și Dumnezeu a dat un mesaj, iubiți-vă unul pe altul, nu fiți ca câinii. Diana, nu te mai lupta mult pentru noi, nu merităm. Suntem scârbe de oameni. O zi bună. Culmea că tot ce a spus Diana până acum s-a adeverit. Asta e problema. Da, Diana, ai ieșit adevărul. Vă mulțumesc. Merit tot respectul, iar da. De ziua mea vreau să-ți fac o bucată și la propriu și la figura. Mulțumesc. Amalia, la revedere. La revedere. Mulțumesc, te pup. Da. No, eu încă am multe de spus în fața lui Diana și mai am o problemă. Lasă, Diana, lasă. Oricine ți-ar spune ceva... Mulțumesc! Da, scuză-mă, da, mersi frumos, mulțumesc, te pup. Este momentul să vei. Tu vei avea puterea să o poți ajuta această doamnă. Tu ești vocea a doua în popor. Ține minte, dacă ai început până acum, mergi până curge sânge. Te pup și mulțumesc frumos. Pentru că este momentul tot de aici să înțelegeți. Diana nu este poșta noastră, este un mesager a oamenilor care a murit în eroi. Au vărsat sânge. Chiar am văzut-o pe Diana când a spus, măi, eu nu vă spun să ieșiți la lupte, dar un gram de revoltă trebuie să avem. Nu putem sta la un infinit. Diana ce spune, o să vă treziți mai târziu sau mai devreme. Domnule premier, cred că este momentul să asculți mesajul ăsta la încheiere. Ascultă aici ce spun. Iubește și pe ea din casele de copii, că și noi plătim taxe și impozite. Eu am fost bătut, violat, umilit. Cred că este momentul să plătești și tu cu această temă în pușcării dacă nu te vei cuminți. Diana, dacă va pune pe a cincea accelerația, s-ar ta ca poporul. Cum v-am făcut noi într-o zi o neplăcere într-o seară, de v-ați adunat mulți. Voi n-a știut de unde a apărut iepurele. Nu vă jucați cu iepurele, că poate să aibă și ghiare iepurele. Ascultă aici ce spun. Tu vei fi mesagerul ei. Nu te lăsa de mâna ei. Diana, Dumnezeu Abureală. Să te binecuvinteze la mulți și ani. Pe și pe tine, mulțumesc. La mulți ani. Mi-au mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Ciprian, te pup! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La mulți ani! Diana să trăiască! Diana să trăiască! La mulți ani! Mulțumesc frumos! Mulțumesc din inimă! Bine ai venit! Bine, v-am găsit. Ia. Da, nu o să vorbesc la microfon, așa. Vorbesc destul de tare. Așa. În primul rând, astăzi e o zi extraordinară, ziua Diana în Șoșoacă, așa că la mulți ani pe data. Mersi frumos, te pup. Și cum a promis Diana, ne adunăm în Piața Victoriei. După cum ați văzut, zile trecute, protestând de fiecare dată la ora 8 seara, ați observat că și la 5, Ciolacu, l-am schimbat, 5, de la 17. Guvernul Ciolacu a renunțat încet, încet la acele măsuri fiscale și acea lege a porcului și tot așa. Da, da, numai pentru o perioadă de timp, pe nu de tot, definitiv. Exact. Aici e problema. Tocmai pentru că a existat o presiune foarte mare și această mână de oameni care unii... Că n-a fost numai aici, a fost în toată țara, noi am luat meeting-uri în toată țara, da, și în continuare. SOS România au fost în toată țara ieșiți și datorită acestui lucru, practic, i-au speriat.
Deci exact să nu cumva să se adune mai mulți. Exact cum spuneai și tu, le-i frică de masă. Le-i frică de masă pentru că au experiența ordonanței 13 din 2018, unde guvernul Grindeanu a eliminat acea ordonanță și le-i frică să nu se adune și mai mulți. Ce vreau să vă spun, o chestiune. Un lider este acel om după care merg oamenii. Astăzi, singurul lucru bun din proiectul AUR, care la început a avut o idee bună și a avut un proiect frumos, este singurul lucru este câștigul societății și a poliției românești, a Dianei Ivanovici Șoșoacă. Vă spun sincer, există în România o speranță datorită faptului că liderii partidului AUR a trădat românii și merg doar pe propaganda electorală cu acea caravană, chiar dacă inițial au zis că vor construi un spital, nu folosesc subvenția, astăzi plătesc zeci de mii de euro pentru reclame TV la realitatea.net. Deci singurul lucru bun din proiectul AUR este că ne-am evidențiat acei oameni patrioți care într-adevăr am intrat în politică pentru a schimba ceva. Și vreau să spun un lucru, Diana este un om providențial pentru România, asta mi-a spus-o cineva odată și m-am uitat așa la el. După cum observați, Diana este peste tot. Datorită lui Diana se mai adună astăzi oamenii la protest, datorită declarațiilor lui Diana Șoșoacă în Parlamentul României. De ce vorbesc de Diana? Pentru că astăzi este ziua ei. Nici mi-e rușine să o întreb ce vârstă are. 48! 45, 46. 48! Dar știți, nu se întreabă o femeie. De asta vorbesc. Da, da, eu sunt femeia astăzi. Bărbat. Iartă-mă, sunt bărbatul anului. Să știți, poți că să mă întreb. În Parlament, cel puțin în Senat, nu-i joacă nimeni în strună. Mai în Camera Deputaților e mai complicat, pentru că e un golan și un balutist Simonis care închide tot timpul microfonul. Dar tot timpul mergem și ne apărăm... Asta-i găsim noi, de cojocului. Ne apărăm drepturile. Deci vreau să vă spun o chestiune. Exact cum spunea și Diana acum ceva timp, un singur om poate constitui o majoritate. Singur om curajos. Un om curajos, exact. Deci, practic, după cum ați observat, nu mișcă nimeni, pentru că această tiroleadă de declarații cu care vine către popor Diana Șoșoacă, dă curaj oamenilor să se adune în jurul ei, dă curaj nouă celor care mai suntem și suntem alături de ea, să ne mobilizăm și să lucrăm în interesul poporului. Zic aceste lucruri nu de aceea că sunt politician, n-am fost niciodată politician și nu voi fi niciodată politician. Mi-ar plăcea să fiu un om politic, cum au fost mari oameni de stat care au rămas istorie și care ăștia astăzi încearcă să le calce numele în picioare. Deci ce se întâmplă și ce trăim acum și ce se întâmplă în Parlament, voi astăzi vedeți prin aceste live-uri, prin aceste videouri care sunt transmise zilnic din Parlament, datorită Dianei Ivanovici Șoșoacă. Pentru că dacă nu exista Diana în Parlamentul României, cu siguranță noi ceilalți neafiliați care mai gândim și simțim românește și antisistem cu adevărat, nu aveam acel curaj. De ce? Una este să-ți închidă microfonul din postura unui bărbat și a doilea este să-ți închidă microfonul din postura unui femei. Deci Diana are oarecum și un avantaj, pentru că le e frică să se atingă de domnia sa. De aceea, fiți alături de am noi. Am înțeles că le e frică să le dau o smetie. Mai mult ca atât. Vă spun sincer, deci legile care Diana le rostește pe live, eu de multe ori le caut pe Google ca să le învăț și eu. Deci, vă zic sincer. Deci, ca Diana Șoșoacă, vă spun sincer, am văzut deputați la PSD care căutau pe Google ca și mine legile. Deci, ca Diana Șoșoacă în Parlament, nu știe nimeni legile. Și asta este un avantaj și asta înseamnă un om politic, pentru că ești trimis acolo în Parlament să faci legi. Bine, nu poți trimite doar avocați, dacă ar intra toți avocații, nu ar mai avea jumătate ar trebui. Așa a fost Parlamentul interbelic. Jumătate au fost avocați juriști și datorită lor a fost cel mai bun
parlament care a existat vreodată în România, pentru că au știut să facă legile cum trebuie. Acum am nevoie de jumătate de parlament format din avocați, din juriști, restul din celelalte domenii. De ce? Pentru că avem peste 100.000 de acte normative. Care se suprapun una peste alta. Exact. Și este anormal. Noi nu mai știm ce lege se aplică. Exact. Te duci la Constituție pentru că este mama lor. Ce să vezi? Au venit la parlament, au venit să facă niște poze cu mine. Eu cred că îi dau o ea afară de la birourile respective. Niște studenți la drept. Și mi-au spus, zic, domne, zic, vreau să știu, ce vă învață pe voi la drept despre Constituție? Păi nu prea ne mai învață pentru de Constituția României. Cum adică? Păi zice, nu. Și asta era la... La cum se zice... La stat, da? Nu la privat. Și zic, dar despre ce vă învață? Despre superioritatea dreptului european. Și că în fața dreptului european nu există nicio Constituție. Și te întreb, Marius Tudor, asta este ideea care se dă că la Parlamentul European? Bună, la mulți ani! Mulțumesc frumos! Din păcate, aceasta este direcția. Se încearcă o uniformizare a valorii europene asupra suveranității naționale și nu e prima oară când asistați la așa ceva. Cea mai grobiană experiență e vestita pandemie, când au încercat să ne impună tuturor fel și fel de reguli, crezând că așa ne pot controla. Vreau să vă spun un singur lucru. Cum îl cheamă pe tânărul care a vorbit mai devreme? Robert. Bă, fraților, când l-am văzut pe Robert, l-am văzut pe tata. Tatăl meu, crescut din cerșit și dat de suflet la 4 ani. L-am dus pe tata, inginer, în Parlamentul European anul trecut. L-am prezentat, m-am mândrit și am mulțumit, doamnă senator și oameni buni, iar globaliștii din Parlamentul European m-au reclamat la Departamentul de Resurse Umane că am îndrăznit să-mi promovez familia. Păi mă, dacă nu-ți iubești familia, dacă nu-ți o promovezi, cum te poți numi cetățean adevărat cu principii și valori? Acolo, vă spun, la nivelul Uniunii Europene, în acest moment, se dă ora exactă. Iar eu le spun oamenilor așa, așa cum tata, din copil sărac, crescut din cerșit și dat de suflet, a reușit să meargă la școală, să învețe carte, să se facă inginer, să o ia pe mama de nevastă, profesoară de franceză, să mă crească pe mine și pe sora mea, așa ar trebui noi toți, românii bravi, buni și onești, să ieșim în stradă, să ascultăm îndemnul doamnei senator, îndemnul lui Robert. Domnule Ciolacu, te cheamă Marcel, dar te-ar fi putut chema Robert, ai fi putut crește la ghena de gunoi, într-o casă de copii, uitat de un guvern pe care dumneata îl conduci astăzi. În momentul în care acționați și dumneavoastră de aici și cei care ne priviți, bă, oameni buni, aplicați-vă asupra vorbelor doamnei senator, asupra atitudinii, asupra curajului și replicați. Replicați tot ce face domnia sa, tot ce facem noi. Pentru că am fi putut noi fi în locul lui Robert. Gândiți-vă! Și dacă nu suntem, credeți-mă că s-ar putea să fim. Au adoptat identitatea digitală, portofel digital. Spune Banca Centrală Europeană, doamna senator, că vor începe testele și experimentele. Pentru ce? Când testezi și experimentezi, nu înseamnă că vrei să impui la un moment dat ceva ca produs testat. Păi tu de ce crezi că Partidul AUR a inițiat caravana medicală aprobată de către Rafila și Tătaru? Ca să obișnuiască inclusiv oamenii de la țară, cu tot ceea ce înseamnă caravană medicală. Așa, ideea este să te obișnuiești cu caravanele, de orice fel. Da? Să vină să te controleze, pentru mine, absolut inimaginabil. Nu credeam că în viața asta mea pe pământ voi trăi ziua în care una care conduce o instituție europeană să vină să ne avertizeze prin adoptarea unui act pentru cipare. Deci ăsta e titlul, act pentru cipare. Și a venit și ne-a spus în Parlamentul European că vezi, doamne, cipurile astea
le folosim doar pentru mașinile astea electrice, ca să nu mai polueze ele. Bă, o mașină electrică poluează de 10 ori mai mult. A, stai să vezi, ieri am fost la Târgu Jiu și Adrian, știi că a fost și în Serbia cu o mașină din asta electrică. Ce ne-a nebunit, frate, era să rămână fără curent, să nu mai meargă, dă-i să cauți în tot Belgradul o nenorocită de aia de încărcare. Eu am crezut că e gratis. Așa era pe vremuri. Ce vorbești, frate? I-a luat bani ca pentru un plin. I-a luat bani de și îmi zice ieri. Iar a venit cu... Dar ce vii, mă? Zice, vin ca să le demonstrez tuturor că e un dezastru să ai o mașină electrică. De ce? Păi mă costă în fiecare zi 75 de kW. Ce, mă? Mult. Zice, cât consum? Zice, tu cât consum? Nu știu, eu plătesc, habar n-am cât consum, dar plătesc 3-4 milioane pe lună, habar n-am pe ce, că noi nu stăm acasă. Deci eu nu știu de ce plătesc 3-4 milioane pe lună curentul, 3-400 de lei, că mi-au zis tinerii, nu ne mai spun. La unele, singurul avantaj știți care este? A. Că dacă o bagi în priză acasă 20 de ore, e pericol, dar plătești puțin. Înțelegeți? Dar în rest, la nivel de poluare, rupem două tot. Corect. Știți, poluează absolut tot. Bun. La în primul rând, ca să faci porcăria aia de baterie, te costă enorm de mult. Resurse de la săraci, de primate, exact, cliente, exact. Dar ce mă deranjează pe mine și mai tare? Dom'le, oamenii ăștia au un caracter perfid. Ce înseamnă asta? Că au o falsă grijă pentru noi cetățenii. Vin și ne spun în față, bă, mă înțelegeți, mă, că trebuie să adoptăm identitate digitală, că vrem noi să avem grijă de voi. Cum adică să aveți grijă de noi? De banii noștri munciți de noi? Sau ați văzut dumneavoastră în spațiul public până acum acele experimente cu niște roboței cu fețe umane? Astea nu sunt întâmplătoare. Oamenii încearcă să ne pună nouă în cap, în creier, în minte, ca la copiii ăia mici, că așa ceva e normal. Nu, nu e normal. Dacă, și da, nu trebuie să fiți de acord, da? Trebuie ieșit în stradă și pe ei. Și mai e ceva, Marius. Vă rog, doamne. Eu ți-am zis că trebuie să ajung la Parlamentul European. Dar de când vă aștept, doamna? Hai, doamne, să mergem peste Ursula, frate. Să o iau la goană ca pe Zelenski. Nu vrei? Hai, mă, să o luăm la goană noi amândoi. Ca oamenii înțeleg. Corect. Știm noi ce avem de făcut. Da? Ok. Mergeți cu toții? Bine. Perfect. Fii atent. Iei și animalele să-i arătăm lui Ursula cum poluează animalele. Da. O vaca, aia e importantă. Da. Și porcul. Auzi, ne lasă să intrăm cu un porc în Parlamentul European? Vreți să ne aresteze aia, doamnă? A? Da! Mă, bine, m-am alergat că n-aveam mască. Lasă-mă, nu e nicio problemă. Dar cred că ne lasă, doamnă. Te pup, mersi din suflet. Mulțumesc, vă pup, mulțumesc, doamnă, din suflet. Doamnă, haide să vă spun ceva. Ia zi, Marius. Parlamentul European, și îmi pare rău să o spun. Ia, fii atent, te mănâncă ăsta. Dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Zi. Parlamentul European ține de toate. Așa că poate ține și o vacă, și un cățel, și un porc. Înțelegeți dumneavoastră analogia acum, comparația, da? Zici și tu ceva. Așa că dacă mergem cu caprina asta acolo, doamnă senator, eu vă garantez că ea are mai mult bun simț și omenie, dacă e să spunem așa, decât foarte mulți de acolo. Pentru că cei de acolo, din păcate, mulți, și nu judecăm. Avem nevoie de o echipă foarte puternică acolo. Aveți, nu? În jurul dumneavoastră oameni buni. SOS are oameni buni. Poate trimite oriunde oameni care să facă cinste țării. Nu ne facem grijă de acest lucru. Dar noi trebuie, sau oamenii trebuie să ne asculte. Că noi vorbim din suflet, noi vorbim din inimă, așa suntem noi creați, așa suntem noi educați, crescuți. Poți constata imediat dacă unul dintre noi minte. N-ai cum! Când ridici tonul, când te stresezi... O să vă rog frumos să aveți grijă de domnul, pentru că nu vede, deci să stați lângă el, vă rog frumos. Doi oameni, vă rog frumos, Silviu, pune doi oameni lângă domnul care nu vede, te rog frumos să-l ajute. Este în fața mea aici, domnul cu o șapcă. Da, vă rog frumos. Sigur. Am vorbit cu dânsul, da. Deci da. Asta este ideea, domnule. Stai un pic, mersi frumos, stai să vorbim. Stați un pic. Nu, domnului Marius Tudor. Marius, du-te acolo și strânge-i mâna domnului, că nu vede. Dânsul e nevăzător. Vă salut, să vă dea Dumnezeu. Am lăcrimat adesea ori când v-am auzit vorbind cu sufletul și vreau să spun că cine nu se orientează după un oftat, după după o lacrimă, nu știe. Uite în față. Dați-vă un pic mai încolo. Dolacul de ăsta trebuie să ai grijă, nu de altul.
Nu interesează, stai liniștit. Nu dau doi bani pe ei. Acum numărul meu de telefon devine public, doamna senator? Dacă vrei, da. Stai un pic. Stai să vorbești și cu ceilalți oameni. Stai un pic, avem aici. Stați un pic, chiar ridicați ăla să, să vedem ce e aici. Bună ziua! Mulțumesc frumos! Ia uite ce e aici! Aoleo! Nu cred, Buzău! Ce faceți, doamnă? Dumneavoastră cum ieșiți în stradă? Fiecare seară. Măcar o oră, două trebuie să... Excepțional! Chiar că suntem puțini, dar... Vă place ce face guvernul? Nu, o să vă dea 1% la pensie, știți? Păi nu, nicio pensie. Guvernul mi-a dat un șut în cur după ce m-am operat. Deci, și acum la fel, acum am 3 operații. Și nu dă nimic. La aia. Vă pup și vă mulțumesc. De unde ești? Zi! Suceava. Cum ai putut să vii de la Suceava aici, de la Gura Humorului? Corect, mulțumesc, Laura. Și de, da, da, tu ești la toate manifestațiile, peste tot. Cum poți? Cum poți să-ți iei câte o oră, două din timp și să ieși în timp ce alții nu ies? Țara mai vreo sus decât toate. Mulțumesc, Laura. Tu ești purtătorul ei de cuvânt? Hai mă, Laura, zi, te pup. Ia. Am întârziat. Uite, încă un start. Doamne, iartă-mă. Dar ce un pic avem în față, ne mulțumesc frumos, Laur, ești în... Doamne, ce frumos! Bravo. Mulțumesc din suflet! Ca să știți, e procreată de dragoste, dacă numărați săptămânile, sunt 36, 36... Așa e, mi-a zis mama de 24 februarie, așa e. Tudor, aceeași, cine? Și tu și Vadim Tudor exact în aceeași perioadă, numai că bărbații se nasc cu două săptămâni mai târziu. Deci dacă socotiți, este la dacă era săgetător el. Este datina ancestrală noastră. Și copilăresc mai mult. Eu am acest dovesc că studiez ancestralitatea noastră. Ce? Lasă-mă că... Ție nu ți-a fost greu să vii de la Buzău? Niciodată, nu. Cu toate că m-am rătăcit pe aici vreo două, o oră jumate, dar am reușit. Și noi la fel. Ne-am... Nu contează, am fugit. Eu sunt și liber, asta este. Liber profesionist. Exact, și am timp liber 24. Da, dar pe care tu locuri muncind. Da, dar să și strici că vin, venim. Știu. Ce frumos, mulțumesc din suflet. Dumneavoastră cum ați ieșit? Și ieșiți mereu în stradă? Păi să vă susținem pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră... Vă place ce face Ciolacu și măsurile lui? Deloc. Este în beneficiu românilor, el așa zice. Niciun... Că nu înțelegem noi. Nu înțelegem că noi. De paradis fiscal e. Până la urmă el trebuie să știe că ei sunt acolo, dar tot e nou. Nu datorită. Au fost puși de alții, eu știu treaba asta. Dar bine susțineți dumneavoastră. Ei, asemenea, oameni n-au ce căuta aici la guvernare, făcând aceste legi și făcând aceste hotărâri din astea aberante pentru poporul român. Și din cauza asta sunt aici să vă susținem, aveți nevoie de susținerea noastră și apelăm și la ceilalți din jur, din provincie și să vină să iasă în stradă, să ia fiecare seară de la ora 17 exact. Avem notificat exact. Și protocol cu primăria, jandarmeria și cu poliția exact. De la ora 17 până la 23 în fiecare seară suntem aici, dacă nu sunt eu, că sunt eu, sunt oameni în fiecare seară care manifestă împotriva acestui guvern nenorocit, a unui președinte nenorocit și a unui parlament nenorocit care a trădat în ce? Într-o 99,99%. Vă susținem că sunteți singura care luptați pentru România dintre politicieni. Singura sunteți. Eu nu sunt politician. Eu un înger. Eu sunt un politic, vorba lui atâta. Un om care face, care a intrat în politică. Un om care a intrat în politică. De nevoie. Ce bine mi era mie în liniștea mea. Aoleo. Domn profesor. Eu vreau să vă zic... Istoricul nostru drag. În fața tuturor românilor, să vă urez la mulți ani. Să rămână, mulțumesc. Dumnezeu să vă ocrotească și să ne ajute și să trădească românii ca în anul viitor să putem să avem la Cotroceni președintele României. Asta e dorința mea și după aia mă retrag. Dacă vă văd acolo, sunt fericit pentru că știu că țara e pe mâini bune.
sunteți singura persoană. Cum să vă retrageți, că e nevoie de dumneavoastră? De-abia atunci începe nebunia. Sunteți singura persoană din tot spectrul politic din ultimii 13 de ani, cu demnitate, cu patriotism real și care vă sacrificați pentru români și pentru țară, pentru istorie, pentru demnitate, pentru problemele românilor, ceea ce nu au făcut niciunii până acum. Pentru asta vă iubesc și pentru asta sunt aici. Mulțumesc din suflet, domn profesor. Vă pup. Îi rog pe români să iasă afară, îi rog pe intelectuali, cercetătorii mei, profesorii și oameni de cultură, oameni de justiție, să se apropie de dumneavoastră, să intre în SOS și de la anul să luați țara. Pentru că e o mișcare, nu e un partid. Este efectiv o mișcare. Este o mișcare și sunteți singura persoană cu demnitate și cu curaj din cei 34 de ani care v-ați impus. Da, și sunteți un model. Pentru asta sunteți un simbol al românismului, al demnității, mulțumesc, al patriotismului, frumos, al intelectualității, al meseriei, al curajului. Și pentru asta vă iubesc și România, trebuie să fie alături de noastră. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Eu n-am încredere în aur, pentru că cei care au fost în aur sau care sunt în aur și din momentul în care George Simion s-a dus să întâlnească cu ambasadorul Israelului și ne-a acuzat de antisemitism și de holocaust, cei care din momentul 2, cei care n-au plecat, sunt trădători la fel ca și eu. Corect. Mulțumim! Ia, domnul magistrat, vino încoa! Hai să vadă lumea că există și magistrați. Da? Ia, ține-și tu. Foști magistrați, dar care sunt naționaliști și care sunt corecți, nu? Absolut, o grămadă. Ești din Constanța? Sigur. Hai zi tu un pic. Ai fost magistrat unde? În Constanța, la Tribunalul Constanța. Am decis să lupt, am decis să ies din magistratură și să lupt atât de dumneavoastră. Și să le spune românilor că la sediu din Constanța, da, ai 2 ore, mi se pare, sau 3 ore pe săptămână, în care vii și dai consultanță juridică gratuită românilor din Constanța. Oricui, nu numai membrilor de partid. Nu numai membrilor, tuturor. Așteptăm cu drag. Pe unde? Zi adresa. Pe Bulevardul Tomis 115, ne găsiți în fiecare vineri, între ora 10 și ora 12 sunt acolo. Puteți să sunați, aveți numărul de telefon deasupra pozei doamnei Iana. Sunați și vă programați dacă aveți nevoie pentru, eu știu, o altă zi, dacă nu puteți. Dacă aveți nevoie și aveți disabilități, vă așteptăm să ne sunați și vă programați, iar eu voi veni la dumneavoastră personal să vă ajut. Deci te duci tu la domiciliu. Absolut. Pentru persoanele cu dizabilități. Absolut. Mulțumim din suflet, Florin, ești un om extraordinar, mulțumesc. Cam asta face SOS România. I-am rugat pe toți din toate filialele să găsească juriști, avocați, care să dea consultanță gratuită și mulțumesc frumos pentru că te deplasezi la domiciliu persoanelor cu dizabilități. Înțelegeți cam ce trebuie să facă? Mai trebuie să precizez un lucru. Vă așteptăm în fiecare zi, între ora 17 și ora 23, în fața prefecturii Constanța, veniți alături de noi și luptați. Ați sesizat primăria, da? Aveți, da, protocol? Absolut tot. Chiar exact ca și în București, în Piața Victoriei, între 17 și 23 în fiecare zi. Nu vă fie frică, veniți alături de noi. Da, așa. Mulțumim frumos. Trebuie să... Da. Zicea cineva a venit presa. Nu, presa nu a venit pentru noi. Presa a venit pentru că la ora 15 polițiștii, vezi, doamne, au acolo un protest mic în scoarul ăla să nu-l deranjeze prea mult pe Ciolacu. Mortul fiind guvernul României și să o dăm de o pe o parte pe alta, cumva trebuie să filmeze cineva chestia asta. Ia stai-mă un pic. Cine filmează? Stai un pic. Ia filmează, ia ușor așa, nu știu cât mai vezi. Așa și? Așa, stai așa. Ia să exprim un camion. Ia fiți atenți aici. Că chestie nefăcută. Ia, stai așa, stai. Ia, poți? Domnul guvernul României, da? Doamne, vă rog frumos, peste groapa guvernului României, să-mi dați găina ca să... Deci aici e groapa, aici e groapa, așa, da? Stați acolo, așa. Stați acolo, și acum dați găina pentru moartea lui Ciolacu și al guvernului său, moartea politică, da? Domnul Ciolacu! Guvernul și adorul este moartea guvernului României, a președinției și a parlamentului, moartea politică. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Doamne ajută Amin să ne scape. Așa mamă, țipă, țipă. Doamne ajută să vă vedem. Nu mă ciupi. Asta e ciolacul, ai început cu blestemele. Așa e la tine la Buzău. N-are nicio treabă cu Buzău. Nu-și cunoaște propriul județ sau propriul oraș. Ce o spun eu? Deci nu-și cunoaște propriul județ și Buzău, vă spun eu. Nici primarul, nici ăsta, președintele Consiliului Județean. Abar nu au în ce județ magnific locuiesc. Nu știu, n-au. Doar business pentru ei, atât. Amalia e cea mai tare căzărina neagră care se dă peste mormânt și cu câinii. Să știți, poliția animalelor, că noi avem grijă, doar că această găină are o reacție nasoală când aude de ciolacul și de guvernul României. N-am ce să-i fac, dacă nu-i place, nu-i place, ce vrei să-i fac? Și în loc să mâncăm o ciorbă de găină, eu zic să mâncăm o ciorbă de guvern. Părerea mea. Deci, ciolac de Marcelio. Și capra, vino cu acu capra. Capra, domnișoară. Aia sunt de la poliție, mamă. Aia sunt de la poliție, sunt acolo într-o parte. Să nu deranjeze guvernul. Să-i încurajăm. Îl strângi decât pe ciolacu? Nu, mama, am trecut, asta e găina neagră care se dă peste mormânt. Eu v-am spus. Eu aș vrea mai multă libertate în România pentru oi. Pentru oi? Păi le-au cam luat pajiștele. Dar n-ai vrea oile în transhumanță? Păi refacem Tracia. Treceți batalioane române, carpații, adică un pic așa. Limbam capra. Vă rog frumos să-i filmați, să vadă lumea presa șpăguită de către guvern. Da? Vă rog să-i filmați, să vadă cum filmează doar ceea ce este de la, de la protestul poliției. Un protest făcut într-un scoar mic, astfel încât să nu cumva să deranjeze pe cineva. Ce este acolo? Ce protest este acolo? Pe noi ne întrebați? Păi, n-ați venit să filmați? Nu? Dar ce vreți? Să tragem un stand-up, da, știu ce este ăla. Spre deosebire din asta, știu și am și respect. Și vă întreb, dumneavoastră, respectați Constituția României sau numai șpaga guvernului? Care e libertatea presii? Care este libertatea voastră a presei? În afară că sunteți păguiți și sunteți... Dar de ce ai plecat? Jos cenzura! Jos cenzura! Jos cenzura! Jos cenzura! Să vină presa! Să-i scoatem lesa! Să vină presa! Să-i scoatem lesa! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Câți oameni se duc de la sindicate acolo? Da. Cum e posibil, da? Ei sunt... sindicatele îi scot. Când e așa, îi încolonează efectiv ca pe elegi. Cum e posibil să le dai acolo, într-un scoar în care nu se vede nimeni? Cum e posibil așa ceva? Explică-mi și mie. Luis, vino cu aici. Așa. L-a chemat la raport. Cum e posibil că tu ești jurnalist cu ștate vechi? Cum e posibil o astfel de manifestație a unor sindicate foarte importante să fie acolo marginalizate într-un scoar mijlociu? Căci că n-au vrut să le dea. Nici mie n-au vrut să-mi dea și le-am spus că mă interesează, eu mă duc. Este dreptul meu conform legii 60/91. Cred că ăstora le e frică să nu cumva să fraternizeze ăștia de la miliție cu tine. Băi, ce faci, mă, ciolacule? Dă și cu picioarele, dă și cu... Ce ai, mă? Băi, așa te... Băi, stai, bă, că mă ciupește pe mine după aia. Îi bag acolo într-un scoar, îi ține ca pe oi cu gardurile alea și probabil că vin niște televiziuni care să spună: vai, au făcut milițienii meeting pentru nu știu ce. Sau Metrorex-ul, sau CFR-ul. Sau cine mai e pe acolo. Nu, mă, trei mari sindicate adunate în scoarul ăla mic în care intră 100 de persoane. Bă, bune, cu ce îl deranjează pe ăsta? Sunt un pic mai mulți decât noi. Păi, trei sindicate. Da. N-am unde să vă bag.
am un tablou imens în mașină, care mă ține așa cu capul în față și trebuie să-l duc la cabinet. Dar rog pe cineva. Doamna senator. Bine. Trebuie să plec, merg la Iași. Da, hai că pleci la Iași. Da, și noi intrăm acum. Cunea de pe unii și seamănă de pe aici. Trebuie să fiu acolo mâine. Okay, mulțumim frumos. Domnul Șerban, da? Succes, da, mulțumesc, da. Să fii sănătoasă. Te pup, mulțumesc din suflet. Sănătate multă, la revedere, Luis. Pa, pa, sănătate. Vă pup, te pup. Te pup. Te pup, te pup, Doamne ajută. Haide să ne apesăm. Hai. Să ne mișcăm. Mai bine mâine seara cineva, mai bine mâine de ce-am zis. Cine să trăiască la mulți ani, să trăiască, Diana să trăiască la mulți ani. Mulțumesc! Nu-i dau găina să trăiască. Ciolacu, să vină în centru ca să le enerveze pe Ciolacu. Păi, da, dar dar cu cine? Aprobare de la... Ce aprobare, mă? Atâta e cotizația. Care sindicatul n-are aprobare de la Ciolacu. Corect, atâta, e co- atâta ai cotizat, atâta ți-ai luat. Înțelegeți cam cum e șmenul. Ciolacu, știi că se uită de sus de acolo. Și nici Ciolacu. Vede exact așa aici. Da. Vede cu ăla să vadă chestia. Corect, corect. Iar Ciolacu n-are aprobare de la Ursula. Și Ursula nu are aprobare de la Rothschild. Și nici Rothschild nu are aprobare de la... Aici nu putem să mai vorbim. Da. Că e prea de tot. S-a tăiat semnal. Da. Pentru că nici noi n-avem aprobare de la Dumnezeu să spune. Păi, deci, dragilor, spuneți-le celor care se uită la televiziuni că acel meeting de pe partea cealaltă este unul aranjat, efectiv este unul aranjat al sindicatelor și știți foarte bine, sindicatele sunt mână-mână cu guvernul, din păcate, cele mai multe. Și vă întreb, dacă era atât de tare și mare acest protest, de ce a trebuit să-i marginalizeze acolo? Că asta sindicatele au cerut și vă spun că eu am fost la primărie și am întrebat, că mi-au zis de acest meeting și i-am întrebat, dar de ce n-au luat central? Zice, păi n-au cerut, au cerut doar lateral. Foarte tare, să nu-i cumva să inoportuneze circulația, extraordinar. Să nu-l deranjăm pe domnul Ciolacu, să nu deranjăm guvernul României, pentru că noi ieșim în stradă doar ca să le arătăm oamenilor că nu plătesc cotizații la sindicat degeaba. Hai de capul și de mama voastră, că de-aia am ajuns aici pe trădarea sindicaliștilor. Fiți atenți câți vin, fiți atenți câți vin și îi bagă acolo, da? Fiți atenți, fraților! Fiți atenți, fraților, câți vin și îi bagă în scoarul ăla în care nu mai are nimeni loc. Dacă vă puteți închipui. Ne retragem în siguranță. Nu, 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 că nu vor face nimic, e aranjament între ei. Ce să ne facă? Uite, nu. Uitați-vă și voi. Și știu de la primărie. Uite și din partea aia, da? Ia uitați-vă. Și îi bagă în ăsta mic ca să nu se simtă existența lor. Înțelegeți? Ce bine! Ce bine că asistăm să vedeți și voi cum sunt mișcările și cum se face aranjamentul cu Ciolacu, dacă vă puteți închipui. Da? Cele 7 kg. Da. Chiar se simt. Știu că se simt. Da. Păi ce să zic? Acum vedeți... Stăm aici. Gata? Trecem? Ok, mulțumim frumos. Încă o dată la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți. Vă mulțumesc din suflet, mulțumim. Nu m-am așteptat vreodată să văd de la un jandar că-mi urează la mulți ani. Mulțumesc. La revedere, mulțumim frumos. Nu-i nimic, lasă-l. Știu, ei sunt ok.
Sunt ok? Am vorbit cu ei, este ok. Da? Bună ziua, vă mulțumesc frumos! Deci uitați-vă cum se induce lumea în eroare și cum se manipulează, ca să înțelegeți. Da? De la Metrorex. Stai că eu trebuie să traversez dincolo, da. Cine traversează, traversează de aici. Bun. Hai că vă mulțumesc tuturor că ați stat pe live. Mă duc în Parlament să vedem ce va mai fi și acolo. Așa că ați asistat în direct la manipularea grosieră a Guvernului României. Ați văzut cum s-au adunat sute de oameni de la sindicate într-un loc în care și-au aranjat cu sindicatele, da? Ca să știți, ăștia stai noștri liberi, care am stat în mijloc și acolo... Să iasă protestatarul, da? La transportul și ea să pretinde că este protestul ei. Nu, ea a venit și cu noi acum. Deci faceți diferența, da? Între noi cum cât am fost de liber și cum sunt de manipulați oamenii aceia. Da, să stea îngrădiți. Exact, să stea îngrădiți. Noi suntem aici. Vă mulțumim și ne revedem din Senat. Vă îmbrățișez, Doamne ajută! Și mulțumesc pentru urări!